medicina, specie unei filiale în Colegiul Directorilor Județeni, trebuie să întrunească jumătate plus unul din numărul membrilor care compun Colegiul Directorilor Județeni. Astea sunt prevederile statutare, clare, precise. La pagina 5 din moțiune, dacă îmi permiteți, aveți un capitol dedicat de săvârșirii fuziunii. Aveți cumva o estimare cam cât mai durează până când această fuziune va fi desăvârșită între PNL și fostul PNL? Aici v-am spus, am luat niște decizii greșite, menținerea celor doi copreședinți la toate nivelurile, o lungă perioadă de timp. Credeți că numai despre asta este vorba? A prezervat. După aia există o tendință naturală. Gândiți-vă că atât noi, ca foști membri ai Partidului Național Liberal, cât și colegii noștri care au provenit din fostul PDL, au fost 26 de ani, au fost membri, să spun, al unei formațiuni politice. În acești 26 de ani, au fost, cred că, maxim 7 ani pe aceeași parte a baricadei. Au fost lucruri care au lăsat anumite urme, care, da, ușor, ușor se depășesc. Vă spun, sociologic, o fuziune se desăvârșește după ce ai cel puțin o sesiune de alegeri în integralitatea partidului, exact cum am avut noi, cum terminăm la congres, și de asemenea când ai cel puțin o participare la campania electorală în care oamenii lucrează, între ei cooperează, se sprijină indiferent de ceea ce a urmat. Mai depinde și de inteligența leadership-ului. Aici eu vă spun, voi descuraja orice fel de bisericuță, orice fel de, cum se spun, grup remanent care să aibă ca bază apartenența la o fostă formațiune. Eu, ca președinte, nu voi ține cont și nu voi opera nicio discriminare între membrii Partidului Național Liberal, pentru că unul provine din fostul PDL sau fostul PDL. Alegerile au fost, dar să se sprijine și au dat la picioare unii. Să știți că Botoșaniu este totuși una dintre filialele în care, să zic așa, a fost o situație excepțională. În celelalte filiale s-a produs o osmoză și tabere care au intrat în competiție nu au fost așa, să spun, un candidat din partea fostului PDL și un candidat din partea fostului PDL. Cu toate astea, eu știu că am și fost în... am participat, știu că au fost mulți membri ai Partidului Național Liberal care au provenit din partea fostului PDL, care au sprijinit pe domnul Șoptică. Și de asemenea, au fost și invers, au fost membri ai fostului PDL care l-au sprijinit pe domnul Achiței. Adică nici aici n-a fost chiar curată bătălia. E adevărat, a fost cea mai schismatică competiție aici, dar până la urmă n-a lăsat urme și eu cred că atât domnul Șoptică, cât și echipa de conducere va avea înțelepciunea să pună în valoare orice membru al Partidului Național Liberal, chiar dacă a fost în echipa care l-a susținut pe candidatul care nu a câștigat. Bun.